Nouă aparate performante pentru testarea consumului de droguri au intrat în dotarea polițiștilor rutieri din județul Suceava. Aparatele vor intra în dotarea serviciului rutier IPJ Suceava, Poliției Municipiului Suceava, Poliției Municipiului Vatra Dornei, Poliției Municipiului Fălticeni, Poliției Municipiului Rădăuți, Poliției Municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Poliției Orașului Gura Humorului și Poliției Orașului Siret. Valoarea aparatelor pentru testarea consumului de substanțe interzise Drugger Drug Test, 5.000 intrate în dotarea IPJ Suceava, este de circa 160.000 de lei. Bună ziua, vă mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației noastre de a participa nu la o conferință de presă, pentru că nu am putea o numi conferință de presă, numim doar și marcăm un moment de normalitate. A sărbători faptul că în dotarea noastră intră o aparatură absolut necesară timpurilor noastre, nu poate fi un moment inedit, ci un moment în care noi avem cu ce să ne facem treaba și lucrurile acestea sperăm să se vadă și în creșterea gradului de siguranță rutieră a participanților la trafic din județul Suceava. Astăzi este un moment în care în dotarea Poliției Sucevene intră 9 aparate drug test cu o valoare de peste 160.000 de lei. Ce este deosebit pentru ce ne-am întâlnit aici este faptul că acești 160.000 de lei, care sunt aproape 32.000 de euro, sunt banii sucevenilor și trebuie să recunoaștem acest lucru. Sunt bani cu care ne-au sprijinit autoritățile locale, atât Consiliul Județean prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, și mulțumim mult pentru acest lucru, cât și alte consilii locale și autorități locale care au înțeles problematica siguranței rutiere și au înțeles să-și adapteze și eforturile financiare la aceste noi provocări, precum sunt consumul de substanțe interzise la volan. Ținem să le mulțumim celor de la Consiliul Județean care ne-au dotat cu 3 aparate Drugger, care vor fi distribuite unul la serviciul rutier, unul la Poliția Municipiului Rădăuți și unul la Poliția Orașului Siret, Primăriei Municipiului Fălticeni, care de asemenea sprijină cu un aparat Drugger, de asemenea Primăriei Dorna Candreni, care a livrat deja aparatul Drugger la Poliția Municipiului Vatra Dornei, Primăriei Orașului Gura Humorului, care de asemenea a livrat deja aparatul Drugger, și Primăriei Câmpul Lung, demersurile fiind deja efectuate. Toate aceste aparate conțin și kiturile cu acte 20 de bucăți de fiole, ulterior fiind urmând a fi achiziționate și alte kituri pentru testarea participanților la trafic. Am ținut să scoatem în evidență valoarea destul de mare a acestei investiții făcute de autoritățile sucevene, care, încă o dată, repet și subliniez, trebuie să o punem de acum noi, polițiștii, în valoare. Mă bucur că astăzi intră în dotarea Poliției Rutiere aparatele de testare pentru prezența substanțelor psihotrope interzise. Am luat la cunoștință în ședința TOP despre necesitatea dotării cu astfel de aparate a Poliției Rutiere și faptul că la nivelul IPJ Suceava existau, cred că, 2 aparate de testare, dintre care unul dădea erori și au fost destule probleme, și atunci imediat am cerut sprijinul colegilor din Consiliul Județean și conducerii Consiliului Județean și am obținut finanțarea pentru achiziționarea 3 aparate drug test. Din punctul nostru de vedere, este un prim pas, așa cum spunea și domnul Iepureanu, să știm cum stăm la nivelul județului, pentru că vedem diverse acțiuni ale poliției, ale structurilor de crimă organizată, care destructurează rețele de trafic de droguri la nivelul județului, însă pe drumurile publice, pentru creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice, cred că era nevoie de așa ceva. Din punctul nostru de vedere, este un prim pas. Cred că în perioada următoare, cel puțin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică își propune să facă mai mult pentru educarea și conștientizarea riscului la care se expun cei care consumă astfel de substanțe, și de aceea pentru anul 2023, prin planul strategic pe care îl vom aproba, ne vom propune acest lucru. Cred că de fapt ăsta va fi punctul esențial: educație și prevenție. De astăzi înainte, toți care circulăm pe drumurile publice vom ști că poliția rutieră are cu ce să testeze prezența acestor substanțe în,
la cei care conduc autovehicule pe drumurile publice. E ceva obișnuit. Municipiul Suceava își continuă angajamentul pe care îl are în fața cetățenilor cu privire la creșterea gradului de siguranță în spațiul public și, așa cum bine știți, în fiecare an se dezvoltă sistemul de supraveghere video pe care municipalitatea îl gestionează în municipiul Suceava. La fel au fost cumpărate și date spre folosință Inspectoratului de Poliție Județean cele două pistoale tip radar și sunt folosite de către lucrătorii serviciului rutier și ai biroului rutier. În continuare avem lucrători în patrule mixte la nivelul biroului rutier, la nivelul biroului de ordine publică și a secției de poliție urbană Burdujeni pentru sporirea numărului de patrule și pentru acoperirea mai eficientă a teritoriului municipiului. Iar astăzi am răspuns pozitiv la solicitarea pe care Inspectoratul de Poliție Județean a făcut-o pentru dotarea cu două aparate de testare a prezenței substanțelor psihotrope. La nivelul Poliției Municipiului Suceava vor fi repartizate și vor fi utilizate de către lucrătorii biroului rutier, tocmai pentru a asigura un climat de siguranță sporit cu privire la traficul din Suceava.